Stimați frați adventiști de ziua a șaptea, dragi prieteni și ascultători, Dumnezeu să vă binecuvânteze și mai mult decât a făcut-o până acum, așa cum Domnul a binecuvântat sfârșitul vieții lui Iov mai mult decât începutul acesteia. Pentru acest video am selectat câteva vești foarte bune despre credința și dragostea adventiștilor români. Pe 3 februarie 2024, în sabatul trecut, circa 170 de voluntari adventiști care vizitează cu regularitate persoanele private de libertate s-au întâlnit la Stupin, Brașov, pentru convenția Caut pe frații mei. O întâlnire pentru rapoarte și părtășie, prima de acest fel organizată după pandemie. Din partea Administrației Naționale pentru Penitenciare, a participat doamna director general adjunct Ioana Mihaela Morar, chestor de poliție penitenciară. În alocuțiunea dumneaei, a apreciat rapoartele regionale ale Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare. A oferit răspunsuri în plen la întrebările voluntarilor și, ulterior, a avut o sesiune de lucru cu reprezentanții filialelor a SUB din țară. Din partea diviziei EUD a fost prezent pastorul Florian Ristea, director al departamentului Școala de Sabat și Lucrarea Personală. S-au împlinit 30 de ani de când ASUP slujește persoanelor vulnerabile din penitenciar și familiilor acestora, prin programe sociale, de reintegrare, de educație, consiliere spirituală și suport etic-moral. În acest ceas aniversar, le doresc tuturor voluntarilor ASUP și colegilor pastori care lucrează pentru deținuți să fie zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Inițiativele misionare pentru plantarea de biserici în zone albe vor atinge un nou nivel de implicare, odată cu inaugurarea centrului AFM, Adventist Frontier Mission, în localitatea Jucu de Sus, lângă Cluj-Napoca. Sediul de birouri va funcționa și ca spațiu regional pentru pregătirea misionarilor care vor pleca de aici în diverse proiecte în jurul lumii. De anul trecut, avem o chemare oficială și din partea Diviziei Intereuropene, care a fost invitată să ajute MENA, un teritoriu necreștin, unde trăiesc peste 500 de milioane de oameni, în Algeria, Egipt, Iran, Irak, Iordania, Kuveit, Liban, Qatar, Arabia Saudită, Sudan, Tunisia, Turcia, Emiratele Arabe și altele. EUD caută familii de pastori sau misionari experimentați, cunoscători ai limbii engleze și compatibili cu profilul cerut pentru acea regiune. Departamentul Spiritului Profetic a trimis responsabililor din bisericile locale o agendă de tip broșură cu informații elementare ale departamentului. Punctul de vedere oficial privind lucrările lui Ellen White, lista site-urilor și aplicațiilor pentru lectură pe dispozitive mobile, titlurile cărților și publicațiilor traduse în limba română, o bibliografie care aprofundează valoarea spiritului profetic și câteva sugestii pentru folosirea corectă a scrierilor inspirate. Acum este perioada când copiii noștri se pregătesc pentru olimpiadele adventiste. Le doresc succes! Atât celor care învață pentru Olimpiada de Cunoștințe Biblice la Biserică, organizată de către Departamentul de Educație, cât și celor care studiază pentru Olimpiada la Disciplina Religie, organizată în parteneriat cu Ministerul Educației, la școală. Ne dorim cât mai mulți elevi olimpici, cu o înțelegere deplină a Scripturilor. Administrația Spitalului Oncologic de la Târgu Mureș a semnat un protocol de colaborare cu Universitatea Adventistă Loma Linda din Statele Unite ale Americii, ca o declarație generală de intenție, în baza căreia cele două instituții doresc să dezvolte proiecte comune de colaborare medicală și cercetare oncologică.
Universitatea Adventistă Loma Linda și Spitalul Oncologic de la Târgu Mureș desfășoară în parteneriat activități pentru a oferi un mediu de învățare unic prin integrarea sănătății, științei și credinței în tratarea pacienților cu cancer. O veste bună este că specialiștii din spitalele adventiste Loma Linda vor acorda a doua opinie pentru cele mai grele cazuri medicale din Spitalul Oncologic din România. Două campanii evanghelistice de anvergură sunt programate în Transilvania, la Cluj-Napoca, la sfârșitul lunii februarie și în Târgu Mureș, în al doilea weekend din martie. Sunt concepte integrate în spații publice, de caritate socială, cu mesajul adventist de sănătate și seminare pentru tineri. Au început deja pregătirile în grupurile de organizare. Programele au fost lansate, fiecare dintre cele două conferințe are în fiecare dimineață o grupă de rugăciune online. Am observat personal potențialul acestui tip de lucrare în toată țara și mă bucur că acum adventiștii din aceste locuri lucrează intens în anul misionar al sănătății. Am apreciat și capacitatea de atracție a evangelizărilor organizate de și pentru gabori. Frații gabori nu s-au limitat la o singură localitate în care să-și cheme confrații la evangelizări, ci au descins în 17 localități, câte 7 seri în fiecare localitate, o săptămână întreagă. Eforturile lor dovedesc că se poate. 23 de bărbați gabori au predicat în limba romanii cele 7 cuvinte de pe cruce. O serie de evangelizare cu aceleași prezentări în localități din Alba, Mureș și Harghita, în bisericile noastre. Maratonul a fost fără precedent. În grupul suport de organizare au lucrat 200 de voluntari. Prezentatorii se uneau într-o grupă de rugăciune în fiecare zi de la 3 la 4 după amiaza. La sfârșit, au numărat 157 de candidați pentru botez. Seria s-a încheiat cu o rundă de 3 prezentări la Sala Tineretului în Târgu Mureș. 700 de participanți au fost prezenți în fiecare din ultimele 3 seri, iar evangelizarea s-a încheiat cu o masă de părtășie. Comitetul de Planuri și Hotărâri al Uniunii Adventiste a avut 2 ședințe online pentru întocmirea unei strategii de dezvoltare a bisericii în următorii ani. O întâlnire față în față va avea loc săptămâna viitoare și, ulterior, propunerile în formă redactată vor fi analizate în Comitetul Executiv al Uniunii din 29 februarie pentru a fi înaintate adunării generale. În comisia de lucru au fost invitate mai multe persoane, frați și surori, de carieră profesională în educație, sănătate și management. Departamentele de misiune și relații publice din cadrul Uniunii Adventiste au produs un film documentar despre adventiștii din România, în care se evidențiază contribuțiile bisericii noastre la sănătatea și învățământul public. O avanpremieră pentru feedback a fost săptămâna trecută la sediul Uniunii, cu echipa de producție. Filmul conține opinia populară despre adventiști împreună cu evaluările unor personalități marcante din România. Materialul video, de peste 2 ore, prezintă cine sunt adventiștii, care este istoria lor și ce aport au la creștinismul românesc. Ultimele 2 episoade din cele 5 pivotează în jurul mesajului celor 3 îngeri și a revenirii Domnului Hristos. După ce va fi revizuit de specialiști în comunicare, documentarul își va urma calendarul de promovare în luna februarie. Ne rugăm ca acest material să reprezinte o evangelizare difuzată cu impact în mediul online. Dumnezeu să vă dăruiască o săptămână îndestulată, cu har și binecuvântări de la tronul Tatălui nostru Ceresc. Fericirea și îndurarea să vă însoțească în toate zilele.